Echipa Școala TV s-a mutat la mare. Activitatea voluntarilor multimedia din timpul anului școlar este recompensată cu o bine meritată tabără la Costinești, unde continuă și activitățile jurnalistice. Emisiunea Școala TV revine cu un nou sezon estival al emisiunii Fii pe fază, în care elevii din redacțiile școlare bucureștene se întrec în jocuri pe plajă. Sebi este voluntar în acest proiect de un an. Pentru implicare și inițiative, Proedus l-a răsplătit cu o vacanță gratuită pe litoralul românesc, unde deja participă la înregistrarea emisiunii Școala TV. În seara asta ne-am jucat, pentru că eu iau ca pe o joacă, nu mi s-a părut deloc un concurs, ne-am jucat frisbee și ne-am distrat foarte tare. Cred că asta e cel mai important lucru până la urmă. Este... poate la început puțin dificil, dar după ce te prinzi de cum stau lucrurile și din ce direcție bate vântul, că asta a fost mult mai dificil, a devenit foarte simplu și ne-am putut bucura de joc. Octavian și Mihnea au fost câștigătorii jocului de frisbee. Sunt elevi în redacția Vlahuță, recompensați pentru activitatea jurnalistică din timpul anului școlar. Sunt și prieteni de multă vreme, ceea ce i-a ajutat să lucreze eficient ca echipă în cadrul emisiunii. Activitatea din seara asta a fost una interesantă, sincer spun, e prima dată când am jucat așa ceva și mi-a plăcut foarte mult. Cred că m-am descurcat destul de bine fiind câștigător, zic, dar acum nu bag mâna în foc, știi? A fost foarte ok, am avut și un partener foarte bun, ne-am descurcat de minune și a fost destul de ușor, ce pot să zic, și concurența a fost slabă. Timp de două luni, peste 200 de voluntari multimedia își vor petrece vacanța de vară la Costinești. În fiecare săptămână, aceștia participă la diverse activități multimedia, una dintre acestea fiind înregistrarea emisiunii Școala TV Fii pe fază, care se difuzează în fiecare sâmbătă și duminică pe Național 24+, de la ora 13.